Bună seara, suntem la o nouă ediție a podcastului În Dodi. Alături de mine este Alex Chiriac. Salut, Alex! Salut, Gabi! Salut, Alexandru! Salut! Avem invitat pe Alexandru Vesa și vom discuta despre educație. Salut, Alex! Salut și bună seara celor Ce care face seara asta? Foarte bine, puțin emoționat de acest videoclip, dar Spune-ne două, trei cuvinte vedem. despre tine. Despre mine, sunt profesor de vreo 8 luni, cam așa m-am apucat să lucrez la un doctorat în științe politice și am mai scris diverse articole pe teme educaționale, dar nu din punct de vedere pedagogic, ci din punct de vedere sistemic al aranjamentului instituțional, mai degrabă din punct de vedere economic. Cam asta. Așa. Alex, nu știu cum să vă disting. O să spun domnul Vesa și No. domnul Chiriac. Da, domnul Muntean. Alex, ce? Alex C și Alex V. Așa. Păi, ce probleme ai identificat tu în sistemul actual de educație, Alex V? Cred că principala problemă este una structurală, pentru că avem ceea ce numea Rothbard socialism educațional, adică învățământ centralizat, guvernamental, obligatoriu și așa zis gratuit. Și de aici derivă problemele specifice sistemelor socialiste. Ineficiență, haos motivațional, corupție, instabilitate, alocare haotică a resurselor și așa mai departe. Da, am înțeles că cei din sistemul actual încearcă de vreo 20 de ani să-l repare. Nu crezi că au reușit până acum? Cred că mai bine de 20 de ani. Da, vedem, spunea profesor Vlad Topan de la Institutul Mises foarte bine că se discută mereu să scoatem nu știu ce oră, să introducem nu știu ce oră, să dăm mai puține teme sau mai multe teme, să aducem niște consilieri pentru profesori, părinți și elevi, după aceea niște consilieri pentru primul rând de consilieri. Mai Și mulți tot bani, ai așa, spus-o pe asta. mai mulți bani, asta e evident, 6% din PIB pentru educație, asta e, la S-a asta dat trebuie să preoate ne 6% gândim. din PIB? Nu s-a dat. Asta e problema. Asta e problema, da. Deci nu s-a rezolvat cu mai mulți bani. Nu, și nici nu se poate rezolva, din păcate. Poate, este posibil ca mai mulți bani să ducă la un nivel mai ridicat al educației, nu neg asta, dar există și riscuri. Însă nu, Banii problema se vor principală duce este la elev? probabil că nu, da, cum arată sistemul. Da. Există de la, cel puțin am văzut pe pagina openbudget.ro a lui Claudiu, am uitat pe alocarea de bugete la liceele din București. Sunt diferențe foarte mari. Dar cred că nu știu dacă banii de la primărie merg către elevi sau către o infrastructură, o sală de sport sau ceva adiacent educației per Ce se. știu eu, de la minister vine așa numitul cost standard per elev. Și cred că după aia ce vin de la primărie, merg spre infrastructură. Eu așa știu. Da, bine, banii sunt împărțiți, o Da. parte din bani vin de la minister, o parte vin de la primării și nu Exact. e niciodată evident. Și o Uite, parte de băiatul la meu a luat niște părinți. bani. Da, băiatul meu a luat niște bani de la primărie din cauza că a avut peste 9 media la școală anul Da, trecut. bursele vin de la primărie, sigur. Da. Felicitări, băiatului. Mulțumesc. Nu o sumă foarte mare, dar. Și soluțiile care ar fi? Te-ai luptat din interior să schimbi sistemul sau ai încercat pe ocolite? Din interior să schimb sistemul.
Da, destul de greu. Nici nu mi-am propus vreodată să schimb eu sistemul. Există două proiecte la ora actuală din sistem. Iohannis are un proiect mare pe educație, proiect de țară, mare fanfară, așa, și Claudiu Năsui, l-am văzut anul trecut, parcă, prin USR, a făcut un proiect pe educație și spunea ceva de genul, domnule, dacă eliminăm inspectoratele școlare, lucrurile se vor îmbunătăți și vom implica mai mult părinții, spunea el. Da, am contribuit și eu în parte la acel proiect, cel de-al doilea. Să le luăm pe rând. În primul rând, Așa, proiectul spune, da. domnului Așa. Da, Ceaușescu. povestește-ne despre ele. Ia o operă detaliat, așa, frumos, că M-au luăm la vărunțit impus. acum. Nu sunt sigur care a spus asta. Na, în esență, aceeași chestie reîncălzită. Nu Așa. schimbă nimic de fond. Doar cosmetizează pe diverse locuri, în diverse aspecte. Referitor la proiectul domnului Năsui, mie din acel proiect îmi place mai mult partea de liberalizare a educației. Acum, cu inspectoratele Hai să școlare. subliniem acele părți. Cam care ar fi. Da. Păi eu am văzut că vrea să fie mai ușor să înființezi și să gestionezi o școală privată, căci în prezent e foarte greu. Chiar și eu am încercat la un moment dat să înființez o școală privată, foarte greu. Din fericire, și zic din fericire pentru că a venit pandemia, nu mi-a reușit atunci. M-am blocat de niște avize. Deci asta cu liberalizarea educației. Ce mai vrea el cu finanțarea pe relev? Așa, un fel de vouchere, viziunea lui Milton Friedman, fost laureat al primului Nobel de Așa, Economie. da, așa, da. Ce înseamnă asta? Că practic părintele să primească, să zicem, un voucher și cu el să se ducă ori la privat, ori la stat să-și ducă copilul. Seamănă cu sistemul de asigurări medicale. Deci, practic, banii să vină la părinte și părintele să decidă ce face cu ei. Este o idee bună. Sincer, o văd tot ca second best, așa, pentru că tu tot trebuie să. Dacă școala primește acei bani, automat va fi sub controlul autorităților, desigur. Așa. Și va trebui să respecte ce. Deci, o văd ca second best, da? Bună varianta. Și O să aibă legat. aceeași curriculum, o să aibă același curriculum, o să aibă aceleași hibe ca Probabil, sistem. da. Probabil curriculum va fi aceeași. Va trebui să angajezi anumiți profesori care au anumite certificări, toate de astea, deci nu o văd chiar. E bună, nu zic, e foarte bună, dar nu. Deci liberalizarea nu poate fi făcută doar prin măsura asta. Îți mai trebuie o grămadă de măsuri care țin de părțile alelalte ale educației, curriculum, certificarea, Da, pentru. curriculum la decizia școlii. Foarte corect. O adevărată liberalizare ar presupune că, uite, eu mâine decid să înființez o școală. Cam asta ar fi viziunea austriacă libertariană. Mâine înființez o școală, n-am nevoie de nicio autorizație, n-am nevoie de nicio verificare. Dacă părinții vin și plătesc la mine, e cea mai bună validare. Cea mai Da. bună validare. Ba chiar ar putea să existe o formă de asigurare în care doar dacă ai plângeri cu adevărat Da, să vină sigur. cineva să verifice. Da, corect. Da. Ok. Dacă abuzez copiii acolo, deja e Da, de cod evident. penal. Ideea e că Revenim la. nu, că nu, da, scuze-mă o secundă, numai că ideea e că nu-ți garantează nimeni că dacă o școală e certificată, fie de stat, fie privată,
tot pot să se întâmple abuzuri din prostie sau din pur și simplu concursul de împrejurări. Și ca să nu fim înțeleși greșit, noi nu spunem acum că gata, dacă școala e privată, va fi bună automat. Nu, nu este obligatoriu, însă în sistemul acesta al pieței libere există mecanismul acesta prin care cei care nu oferă calitate pot fi penalizați luându-li se nemai plătit finanțarea. Exact. Da. Îți scoți copilul de la școala aia, practic nu mai cumperi serviciul respectiv. Corect. Ok. Revenim la inspectorate. Aici mie nu prea îmi place să intru în discuții care în esență se referă tot la sistemul public. Pare o idee bună aceasta cu desființarea inspectoratelor. Într-adevăr, cum spunea domnul președinte Iohannis, dacă intri într-un inspectorat, cum a zis, că o să găsești carnetele de partid ale membrilor. Așa el a fost inspector școlar, știi? El a fost și ministrul educației, Anise a fost. Și după aia am înțeles că după ce a venit PNL-ul au umplut ei inspectoratele cu membrii de partid. Deci a avut dreptate de un președinte. Deci știa de la prima mână. Da, știa de la prima mână. Acum, ce se întâmplă? Chiar am discutat cu unii directori și unii mi-au zis că da, nu e... Poate fi o idee, dar totuși ar avea nevoie de o consiliere. Deci, oarecum, dacă desfințeze aceste inspectorate, poate ar fi necesar să ai anumite organizații care să ofere consiliere, practic, directorilor, cadrelor didactice. Însă problema aici, iarăși, de ce nu-mi place mie să intru? Adică cum trebuie să... un profesor de matematică are nevoie de consiliere să predea? Directorii au nevoie să știe diverse aspecte legislative sau chestii de genul, știi? Și profesorii de matematică pot avea, se fac cercuri didactice și chestii de genul. Poți să ai, mai ales dacă ești debutant, poți să ai întrebări multe, știi? Dar la ce se ajunge? Că, cum zice Claudiu, și eu nu-s de acord. Adică nu că nu-s de acord. Nu-mi place să intru în subiecte de discuții pentru că intri... Asta e problema învățământului public. Că intri un cer vicios. Că el zice să fie angajat la nivel de școală, să decidă școala și Consiliul de Administrație. Asta va da naștere la nepotism, știi? Deci cum o dai în sistemul public, practic nu poți. Da. Ajungi, că adică în piața liberă, dacă o școală ar face chestia asta cu nepotismul, ar scădea calitatea și ar fi eliminată pe piață. Exact. Pe când aici nu ai... Da, nu ai un sistem... O problemă mică pe care o au oamenii cu piața liberă pentru educație este că e un proiect pe termen lung. Și ar vrea să aibă de undeva garanția că... proiectul o să aibă succes cumva. Pentru că, vezi, doamne, noi suntem mici și există niște puteri mai mari. Statul care o să știe ce trebuie. Vezi, doamne, nu poți să permiți să treacă ani și ani până când vezi tu că serviciul e prost și după aia te muți copilul la altă școală și e prea mult. E o responsabilitate... și în timp. Da. Păi tocmai cred că ăsta e un argument pro la ce susținem noi, pentru că tocmai dacă e responsabilitatea atât de mare, cum o poți lăsa în mâinile unor politicieni? Le pasă lor mai mult de copilul tău sau ție? Foarte bine spus. Și fac legătura cu o întrebare pe care tot Vlad Pandea mi se s-o ridica. Cine ar trebui să decidă pentru educația copiilor? Mai pe larg, cine ar trebui să decidă cine, cu cine, cât timp, ce anume învață copiii? Părinții sau statul? Eventual părinții împreună copiii în funcție de vârstă.
Acum, dacă avem o viziune mai colectivistă, am spune, da, doamne, statul să decidă că el știe mai bine. Însă... Dar nu garantează nimeni. Are specialism, stai sigură. Și n-ai niciun fel, ca la privat, la privat poți să-l penalizezi, pleci, nu-i mai dai banii, da, îi faci o reputație proastă, pe când la stat... Banii oricum vor veni, că n-ai cum să... vor veni de la bugetul public la stat. Și asta ar trebui, în esență, să se dea putere părinților, să decidă ce anume, pentru că, uite, ce vorbeam înainte cu Alex, da, nu toți părinții sunt experți în pedagogie, dar având o ofertă variată de servicii, ar putea să aleagă, chiar dacă nu o să facă, nu o să aleagă cum e plus cel, că alegerea, dar există șanse mai mari decât un serviciu livrat de Agata. Păi de cum fac eu când, de exemplu, când am încercat acum să mă interesez de liceul la care o să dea firmă cel mic. Deci chiar dacă eu nu știu ce e pe piață la asta de stat, știu cum e în București, Sfântul Sava, Vianu, Lazar, toată lumea se întreabă. E, păi întrebi alți părinți. Da, și deci asta, telefonul fără fir știi cum funcționează. Și îți spune, mai pun alți profesori, îți mai întreb, mai înțeleg. Deci profesorii, știi cum e, o lună înainte de examene, știi cum e aici în cartier, în militar unde stau eu. Toată lumea, toți părinții se întreabă unii pe alții, dar pe unde, cum, da, să fac tabele. Așa este, da. Acolo deci matematică, acolo se învață. Adică părinții chiar, nu cred că cineva chiar că nu știe, dar măcar întreabă. Și întreabă, e interesat de viitorul copilului. Ok, și dacă tot întreabă, într-o piață liberă ai avea mai multe oferte. Da. E ca și cum ai cumpăra pâine. Da, corect. Dacă vrei să te asiguri că toată lumea o să aibă pâine, pui statul să facă pâine. Extraordinar. O să ai două feluri de pâine. Și totuși, ce se întâmplă în realitate acum, unde ai foarte multe brutării? Ai foarte multe feluri de pâine și oamenii se descurcă, nu e haos și ajung să cumpere ce pâine le trebuie. Poate să nu-și bată capul cu toată diversitatea de feluri de pâine și cumpără aceeași pâine mereu. Treaba lor. Dar alții pot să cumpere și o pâine specială cu ceva. Corect. Da, și ca să... Uite, asta e bine spus. Ca să rezumăm discuția la, nu știu, nivelul unui copil. E mai bine să ai un singur fel de suc sau 10 feluri de suc din care să alegi? 10 feluri de suc, normal. Uite, aș aduce în discuție, dacă îmi permiteți, problema culturală, care începe să fie din ce în ce mai evidentă și în România. Am văzut că în străinătate deja e foarte evidentă. Și aici e argumentul adus de Rothbard. În învățământul public, standardizat, centralizat, uniformizat, vor exista mereu părinți și copii care nu vor beneficia de educația pe care o doresc. Mai concret, unii vor educație sexuală, alții nu vor. Unii vor religie, alții nu vor. Unii vor un sistem mai egalitarist, alții mai concurențial. Unii vor o abordare mai tradițională, alții mai progresistă. Și multe altele. Într-un sistem public nu ai cum să, chit că de, spunea Rothbard, chit că decizi pe baza majorității, să zicem așa, democratic, tot vor exista persoane, părinți și copii, care nu vor avea parte de educația pe care o doresc, așa cum doresc ei. Deci problema culturală e foarte relevantă și începe să se simte din ce în ce mai mult. Nu vreau să te întrerup, dar vreau să punctez scurt ceva. Că dacă ai putea ai putea să zici, bine, îți iei în afara școlii, ai și o școală cu un set de lucruri de bază și îți iei tu extra. Dar dacă ai o problemă de nivel de ăsta cultural în care
oamenii nu mai vorbesc despre lucruri marginale, domenii pe care îi putea să vrei să le abordezi, nici nu o să fie oferite pe piață. Pentru că oamenii o să zică, păi... Da. Vreau să vă opresc puțin acum. Avem un comentariu de la Alexandra Ofelia și o întrebare pe domnul Alex C. Au. Pâine specială cu ce, domnul Alex C? Cu măsline. Cred că se referea la faptul că există riscul ca învățământul privat pe piața liberă să fie scump. Da, rog. Spune tu, Alex. Răspunde că e prima întrebare și trebuie tratată cu ca un fel de toată seriozitate. Mi-am făcut o schiță așa cu contraargumente care se aduc în împotriva învățământului privat și unul dintre contraargumente pe care le-am găsit este cel ideea asta că doi copii săraci nu vor mai avea acces la educație. Uh-huh. În primul rând, na, ca să răspundem scurt ce șanse ar avea copiii din familii mai sărace, șansele destul de mari pe scurt. În primul rând trebuie spus clar că nici în sistemul actual problema nu este rezolvată, în sistemul public. Există diferențe semnificative între școlile din centrul Bucureștiului și cele dintr-un sat marginalizat. Al doilea aspect, uite, aș aduce în discuție o cercetare făcută de James Tully, care a arătat că în zone foarte mărginașe și chiar în Mahala, de prin India, China, Kenya, Asia, Africa, părinții din comunități foarte sărace au luat în mâini problema educației și și-au dat copiii la școli private. Evident, costul la școlile respective nu e foarte mare. Și plus mai intervine posibilitatea unor fundații caritabile sau umanitare care să înființeze școli, mănăstiri sau biserici care la fel să înființeze școli. Și ultimul aspect, posibilitatea de a subvenționa accesul copiilor din familii, hai să numim nevoiașe, la școli private. Să subvenționeze de la stat ca ultimă soluție. Există, cred, și posibilitatea acordării unor burse. Dacă cineva dintr-o mahala București, un băiat extraordinar, un profesor poate să observe acest aspect al copilului și să găsească finanțator pentru acel copil, pur și simplu. Doamne, uite, un băiat extraordinar. Plus că interesul s-ar putea să meargă și invers. Sunt întotdeauna întreprinzători care au nevoie de oameni de calitate și o să-i caute de multe ori activ. Da. De acord, da. Deci da. Nu lăsăm copiii săraci. Da. Dacă ar fi să zicem, să comparăm producția de sucuri răcoritoare și producția de servicii de educație pe o piață liberă și să le comparăm într-un viitor, să zicem, peste 34 de ani după ce piața liberă de servicii de educație, să zicem, s-ar fi maturizat. Așa cum pe piața de mezeluri avem produse, pe piața de sucuri avem produse ieftine și proaste, avem și produse de calitate și scumpe. Cred că așa o să fie și la și pe piața asta liberă. Produse ieftine și bune. Nu neapărat. Dacă știi să le cauți, cum ar veni, care încă... Da. Oricum, ce se întâmplă? Pe o piață, structural vorbind, pe o piață concurențială, prețul tinde să scadă și calitatea să crească. De ce tinde prețul să scadă? Și asta putem observa, nu știu, de la primul telefon mobil sau primul computer, prețurile au scăzut. Pentru că vor apărea noi competitori care, pentru a-și face loc pe piață, vor
va trebui ori să scadă prețul, ori să crească calitatea. Deci asta structural vorbind, așa funcționează. Plus că educația s-ar putea să nu mai fie deloc cu ceea ce știm noi acum. Mă gândesc că și cu pandemia a dovedit, se poate face educație ori online, ori homeschooling, profesori care vin acasă, sau totuși totul altfel, cine știe ce servicii pe care noi nu ne putem imagina acum poate să apară este pe posibil. Această piață. E posibil orice, în esență. Na, eu nu sunt de acord cu școala asta online, însă este normal ca părinții să aibă posibilitatea să aleagă. Ok, vreau învățământ nu știu de care. Păi, din ăla, vreau homeschooling, din ăla, vreau învățământ tradițional. Păi, pe ăla aleg. Uite, legat de pandemie, a zis Costel data trecută, în podcastul trecut, și mi se pare relevant. Cum aș vedea eu din perspectivă austriacă, libertariană, situația cu pandemia în prezent la nivel de educație. Eu văd așa, am o școală privată, să zicem, dacă vreau o deschid, cu ce reguli vreau eu și cu ce reguli nu vreau, și părinții, dacă vor, își trimit sau nu copilul la școală, cu mască sau fără mască, cum vor ei. Deci așa aș vedea-o. Da, dacă mi-e frică și vreau să fiu mai precaut, nu deschid școala sau nu îmi trimit copilul la școală sau îl trimit cu mască și cu vizieră din aia, nu știu. Depinde, există libertatea asta. Și uite, în vremuri din acestea de criză vedem cât de importantă e libertatea individuală. Pentru că acum e o întreagă dezbatere. Unii părinți zic, da, vrem să se deschide. Alții zic, nu, ați nebunit, cum să trimiteți copiii în ghearele morți. Da. Și na, adică sunt de înțeles, știi? Trebuie ambele opinii sunt la fel de valide. Da, nu-l poți obliga pe părintele căruia e frică să-și trimită copilul la școală, logic. Și nici invers, cel care zice, bă, sunt exagerate măsurile, eu vreau să-l trimit la școală, costul de oportunitate prea mare în comparație cu riscul, știi? Da. Deci de asta e importantă libertatea individuală. Dar cum s-a rezolvat pe o piață liberă, cum s-a rezolvat problema următoare? Să zicem că o bună secțiune a societății nu vor să-și trimită copiii la școală. O să zică, domne, e de-aia suficient 4 clase, nu vreau să-l dau mai departe, vreau să rămână în gospodărie cu mine, uite, sunt la țară aici, să mă ajute la culesul porumbului. Și nu-l mai trimit la școală. Pe când acum statul obligă părinții, fără însă succesul contat, că și acum există un abandon școlar destul de mare, mai ales în zona rurală. Dar piața liberă, care ar, să zicem, ar avea, care ar fi motivațiile pentru părinți ca să-și trimită totuși copiii la școală, deci nu vor mai fi obligați de către stat. Na, acumularea de capital, adică eu cunosc, uite, sunt 6%. Sorin, a trebuit să existe motivații, pentru că, domne, poate niște copii nici nu vor să continue. În locul lor nu e la acolo, ei vor doar atât. Da, dar ei sunt copii, ce știu ei? Părinții trebuie să hotărască. Aici e discuție. Dacă e copil de clasa 1 și nu vrea la școală și eu părinte vreau, eu zic că părintele ar trebui să... Îl trimite la școală. Până când crezi că ar trebui să-l trimite la școală? Hai să luăm un caz, hai să intrăm puțin. Hai să luăm un caz în care un copil e clasa 1 și un copil de clasa 9. 8. 9, exact. 8, da, ca să treacă între 9. Okay. Da, uite, nu cred că poți să dai
răspunsuri din astea universal valabile. Depinde de context, de mediu cultural, depinde de posibilități. Răspunsul universal valabil ar fi, domne, părintele este suveran pentru copilul de clasa 1 și deci ce vrea el, asta e răspunsul. Ce vrea părintele, aia se va întâmpla cu copilul. Eu, sincer, mi se pare firesc la clasa 1, dar asta, na, e... Okay. Dar nu la modul cum se crede acum că îl trimis cu biciul la școală, nu, purtând discuții cu el, explicându-i. Da. Dacă copilul zice, că nu vrea. Dacă ai văzut câte cazuri de golănie se întâmplă în școlile de stat, mulți copii pur și simplu nu au ce căuta acolo. Stau cu forțați, pentru că ei vor să iasă afară, vor să alerge pe câmpii. Nu au nicio treabă cu ce se crede acolo. Da. Iarăși, deci aici sunt păreri diferite. Unii vor continua probabil să-și trimită, cei mai mulți cred, să-și trimită copiii la școală, cum aș face și eu. Alții nu vor continua să-și trimită și vor alege, nu știu, probabil e firesc dacă, habar n-am, ești, nu știu, cineva ca Donald Trump, care are posibilități foarte bune, zici, bă, nu mai vreau să, nu știu, îi fac homeschooling acasă sau habar n-am. Deci nu pot, sunt atât de multe variabile încât nu pot, nu se poate decide de la centru astfel încât să satisfacă bine. Mulți vor să-și trimită să facă ucenic, domne, clasa noua, gata, îl trimis să fie ucenic la o opțiune, ajutor de bucătar într-un restaurant. Eu sunt bucătar șef. Să înveți o meserie. Da. Să faci o meserie direct. Da, mai pierde timp acolo în școală degeaba. Da. Într-adevăr, pare cea mai văduvită în acest context educația clasică, nu știu, literatura clasică. Da, istorie. Uite, și am auzit recent. Eu zic că tot vor exista pentru cei care vor vrea, pentru cei care vor vrea să apeleze la astfel de servicii, tot vor exista. Și există și în prezent. Da. Da. Auzeam la un talk show, dacă asculte Tom Woods. Tom Woods Show. Da. Într-unul din show-urile lui se spunea despre argumentația actuală a oamenilor, domne, dacă ce se întâmplă în cazul în care copiii nu vor mai avea acces la nu vor mai vrea să facă, să fie educați, nu vor mai vrea să meargă la școală. Și trebuie, pentru că e spre binele lor. Și altfel, și astfel vom avea noi niște oameni maturi care să propășească pe cele mai înalte puncte societatea. Aceeași argumentație era folosită de părinți și de societate în general în secolul XIX, când copiii erau trimiși la muncă de mici în fabrici și uzine. Pentru că, domne, pentru ca copiii să fie să se maturizeze și să devină oameni de nădejde ai societății, trebuie să învețe de mici să muncească. Exact același argument era folosit. Da, mi se pare puțin exagerat, dar da, iarăși, deci depinde, ți-am zis, uite, sunt viziuni diferite. Fiecare părinte, unul poate să zică, nu, domne, și eu am prieteni care au copii în homeschooling. Da. Nu, e decizia lor. Eu nu aș opta pentru asta, știi? Dar e decizia lor. Cum e și decizia mea să nu optez pentru asta. Sunt unii care își trimit la școli private, alții la școli publice. Dar cum se face homeschooling acum în România? Care e procedura? Știi cumva? Da, din câte știu eu, trebuie să ai, să fie înscris la o școală umbrelă, ceva de genul. Te scrii la o școală online cu un fel de acreditare din partea României, că suntem în UE. Și după aceea tu acasă îl vezi. Da, cei prietenii mei l-au înscris la o școală de prin Anglia, nu știu exact, n-am intrat în detalii. Da. Uitați, mai... Vreau să punctez că poate avem 8 vieweri la ora actuală și poate cineva vrea să știe informația asta. Poate vrea să abordeze... Cred că o găsește pe... Sunt site-uri din astea. Sunt? Ok. Da,
Dar uite, iarăși cu homeschooling-ul, dacă aș fi într-o comunitate în care știu sigur că delincvența juvenilă în școli este uriașă, păi da, aș vrea să pot alege să le duc acasă, să nu-l trimit la școală. Da. Deci depinde, știi? Aș vrea să mai aduc în discuție două contraargumente pe care le-am întâlnit. Chiar te rog. Uite, zic unii, doi, există sisteme educaționale publice în lume care funcționează. Desigur că, na, până la urmă, omul sfințește locul. Și în România există școli publice care funcționează bine, însă nu datorită sistemului, ci în ciuda sistemului, în ciuda aranjamentului instituțional. Pot fi chestii culturale, nu știu, oamenii din comunitatea sau societatea respectivă pot prețui educația foarte mult la nivel de societate, pot fi oameni virtuoși. Deci există vari motive, dar nu datorită sistemului, ci în ciuda sistemului. Și încă Avea un un. punct? Așa. Da. Când aduci în discuție oportunitatea învățământului privat, ți se mai aruncă așa aspectul așa ziselor fabrici de diplome. Universitățile private care de facto au fost niște fabrici de diplome. Aici trebuie spuse mai multe lucruri. În primul rând, stratul birocratic. Prin condițiile puse de stat, o universitate privată poate exista doar după chipul și asemănarea celor publice. În al doilea rând, a existat o cerere de diplome și nu de Cunoștințe. informații, de cunoștințe. Pentru că ca să te angajezi în diverse posturi, mai ales publice, îți trebuia o diplomă și trebuie în continuare. Și piața a venit și a oferit acest bun, să zicem, diploma. Pentru că aceasta a fost cererea de diplome, nu de cunoștințe. Și mai e un aspect, te vedem că există inițiative antreprenoriale în mediul universitar superior. Nu vreau să dau nume ca să nu pară că le facem reclamă, în România, care funcționează bine, dar care n-au acreditare de la Ministerul Educației din România. Deci, ideea e că nu poți să analizezi, cum se spune în economie, ceteris paribus, liberalizarea învățământului superior. Adică nu poți să zici că X a dus la Y, pentru că în esență n-a fost o. Nu e o liberalizare, știi? Dacă trebuie să respecti aceleași condiții, zice statul ce să predai, pe cine să angajezi, nu e liberalizarea Corect, corect. aia. Dar de fenomenul ăsta al academiei private sau al școlii făcute de domnul Paleologu, Da, cred foarte că interesant. da, ei își fac titlul de glorie prin faptul că scriu sub titlul academiei lor: nu suntem acreditați. Da. Păi chiar, nu știu, pe Academia Privată spune explicit Exact. că nu sunt. Da. Deci, iată una evaluarea unde nu este acreditare. Și Din am înțeles că. păcate, te rog. Da. Nu, Nu, domnul pe Paleologu, am înțeles că duce foarte bine din da. cursul. Așa Din apare. acea vorbire. Da. Din păcate, eu cred că ar avea un succes și mai mare dacă nu ai depinde atât de mult de diploma clasică. Știi? Pentru că asta îți diminuează ție cererea. Pentru că na, ești student, ai sesiune, te mai duci și la Paleologul sau la Topan, la Academia Privată, e greu. Pe când dacă nu ai fi obligat de. Na, până la urmă, societatea te obligă să ai diploma aia, că na, știm cu toții. Ok, deci Da. nu e o problemă doar
de administrare centrală, mai e și o problemă de acumulare culturală. Cu siguranță, Da? da. Dar cred că primii care au impus regula asta cu diplomele au fost organizațiile publice. Cred că după au fost cele private. Adică unde nu Bine, puteai și să angajezi fără asta a diplomă. format, cred că merg împreună. Da, Asta probabil, merg statul împreună. a pus o mică chestie, oamenii au susținut-o și Da, s-a da. format o modă, să zicem, În modul, sau da. mai rău, o obișnuință. Da. Ce ar mai fi de zis? Că situația învățământului din România este una foarte deplorabilă, foarte, situație foarte. Dar spune-ne care sunt părțile bune ale sistemului de educație. Sistemului nu. A sistemului nu cred că există, pentru că sistemul este unul. În alte Sistemul. țări funcționează sistemul public? Funcționează bine în alte țări? Stai puțin să termin, te rog. Însă există profesori care își fac treaba bine. Există, într-adevăr, există și aspecte bune, există școli bune, dar nu, iarăși, nu datorită sistemului, ci în Și ciuda. în pofida. Da, da, există, da, îți dai seama, țări în care sistemul public funcționează bine, dar la fel, nu datorită sistemului, ci pot fi chestii culturale, cum am mai zis. Oamenii, societatea pot pune un accent foarte mare pe educație. Profesorii pot fi respectați. Există o cultură aceasta, din aceasta în care se apreciază profesorii. Deci pot fi mai multe aspecte, știi? Da, cum de a ajuns așa de apreciat și de ce ar fi greu de copiat, să zicem, mult lăudatul sistemul finlandez? Da, sistemul finlandez. Un sistem care mie sincer nu-mi place. Dar Descrie-l un pic ca să înțelegem. nu sunt un expert Păi nu, foarte. dar omenește, na. Da, văd, din ce văd acolo există o libertate destul de mare la nivel de copii, în fine, și se fac tot felul de materii. Uite, spunea domnul Pleșu la un moment dat într-un interviu că văzuse un profesor care zicea că scopul lui este să învețe pe copii să fie fericiți. Și spune domnul Pleșu, domnule, eu credeam că lui învață matematică. Mă rog, deci sunt păreri și păreri. Există părinți care susțin acest model mai degrabă progresist așa de educație, există părinți care nu susțin. Dar ce e important de știut e că în sistemul finlandez este unul destul de descentralizat, spre deosebire de al nostru. Adică, nu uite, inspectorate nu există. Școlile au o autonomie destul de mare, știi? Inclusiv la curriculum? Cred că da, nu sunt foarte familiarizat. Da, și eu cred că da. Totuși, financiar, cred că au o centralizare mai mare, pentru că Tot de stat este. bine, iau și taxe destul de mari în Finlanda, se știe. Și atunci susțin școlile, masa de prânz, etc. Ok. De aceea Alex, da. spune-ne, te rog, am înțeles că vrei și tu să te apuci de un podcast. Și noi suntem cu state vechi de o săptămână și o zi. Da, uite, aș vrea să mă apuc și Acum ai prins eu. experiență și Da, spune și nouă. găsesc și Costel să menționez asta. Eu am o pagină care se numește În memoria Nicolae Steinhardt. Postez acolo diverse chestii legate de viața lui Nicolae Steinhardt și mă gândesc să încep diverse podcasturi pornind de la diverse aspecte ale vieții lui Steinhardt, nu știu, prigoana comunistă,
suferința, liberalismul, diverse aspecte. Și dacă sunteți interesat, aruncați un ochi acolo, in memoria Nicolae Steinhardt, se numește. Okay. Sună super. Bine, mulțumim frumos că ai fost alături de noi în această seară. Sper ca și celor 7 viewers actualmente să le fi plăcut podcastul nostru. Podcastul trecut a ajuns în final la cât? La 1000 de vizualizări, deci totuși. Da. Nu suntem chiar aproximativ. Suntem. Nu, la 1000 de vizualizări după, în total. Acum 7 viewers în direct. Da, direct. Cine știe cât o să aibă. Bine. Mulțumim. Pa, pa. Și să ne vedem probabil luna viitoare cam pe la ceea ce. Pa, pa. Da, pa, pa.